Vă dorim sărbători fericite și am dorit de aceste sărbători să vă oferim fiecare dintre voi pentru că ați fost copii silitori anul acesta. Da. Și mai silitori până la capătul anului, da? Da. Un cadou de sărbătorile acestea, da? De la prietenii noștri din Irlanda și din Anglia. Să ne dăm, ca pe calea vânătoare, Domn.
partea domnului primar, din partea Asociației Umanitară Berger. Vă dorim sărbători fericite și un dar de aceste sărbători. O să vă las, vă las, vă las, lăsăm matematica, acum că avem treabă, că a venit mult mai devreme. Te bucur că a venit Moș Crăciun? Da. Da, ai fost cu minte? Da. Și poți să-mi arăți și nouă ce ai primit? Bun, da. Ce ai acolo? Haine. Haine și ce mai ai? Pilou. Și dulciuri. Asociația Umanitară Betel, sărbători fericite, un an nou fericit și vă dorim rezultate bune la școală, în familie și peste tot, da? Bun, și în momentele următoare să prins fiecare câte un cadou de Crăciun. A, așa. A scris Moșul? Da. Da? Sigur? Da. Papa, câte ave se dă mereu, plăcut.
să vă aplaudăm. E cineva care n-a primit pachet? Imediat o să vă lăsăm să vă bucurați de ele. Încă o dată vă dorim sărbători fericite, un an nou fericit. Sărbători fericite, să vă simțiți bine, alături de familiile voastre. Haideți, fraților, să mergem, haideți!
sărbători fericite și un an nou fericit. Sărbători fericite, copii, și plătiți cu mine. Te bucur că a venit Moș Crăciun la tine? Da, foarte mult. Da, ai fost cu minte? Da. Înveți bine? Da. Și gândește-te acum că te vede Moș Crăciun, ce ai să-i transmiți? Că mă bucur că au venit la mine și că o să ascult de părinți ca să-mi aducă cadouri. Și îl mai aștept odată și acasă, da. De Crăciun. Da. 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 Sigur? Da. Bun, haideți să vă dăm câte un pachet cadou astăzi. Din partea domnului Chiloa, din partea Societății Umanitară Betel, vă dorim sărbători fericite și vrem de asemenea să vă dorim un dar de Crăciun. Așa, și văd că sunteți pregătiți aici, cred că copulite sunt pregătiți, da? Da, așa, aveți în momentele următoare, așa, vă puteți concentra să primiți și cadouri și că să colindați. Hai să vedem. Da, da, da. Bun, domn Bairon, la repetiție, aseară pe înserate. Da, da. Aseară pe înserate. Sunteți atenți și la mine. Da. Vă mulțumim din tot sufletul. Să vă uitați și să povestim. Da, da, da. Ce facem? După ce
ce cântăm? Suntem plăcut surprinși de această acțiune a domnului primar. Copiii sunt plăcut impresionați de surpriza făcută, mai ales în aceste momente de sărbătoare, în preajma sărbătorilor de Crăciun. Mulțumim din suflet tuturor organizatorilor care s-au preocupat de această desfășurare amplă și pe această cale putem să vă transmitem și noi toate urările, gândurile bune și urările de bine, sincer și călduros la mulți ani. Domnul primar, împreună cu Asociația Umanitară Betel, am dorit să vă aducem un cadou de sărbători și vă dorim, așa cum ați început, să desprim la școală, da? Da! În clasa 0, da? Da! Și vă place clasa 0? Da! Când aveți o doamnă învățătoare așa de deosebită, da? Sigur că da! Vă dorim succes în școală. În momentul următoare, domnul primar, să vă spună și dânsul două, trei cuvinte. Deci copiii, dacă ați fost cu minți, uite că moșul a venit și v-a adus un cadou. Ați fost cu minți, așa-i? Da! Vă dorim sărbători fericite. Le transmitem și părinților voștri la mulți ani din partea primăriei, din partea Asociației Betel. Martina.
Așa. Și altceva mai vrei? Ciocolată. Tu ce vrei să-ți aducă moșul? Vreau să mă duc în dulciuri. Și jucării, nu? Da. Dar ai fost cu minte? Da. Și ai scris o scrisoare? Nu. Păi și nu vrei să-i scrii? Ba, da. Copiii s-au bucurat pentru aceste pachetele și cadouri. Noi mulțumim domnului primar și acestei asociații Betel, în care noi facem multe parteneriate și am mai fost în vizită la ei și le dorim sărbători fericite. Mulțumim și părinților și copiilor. A fost cu minte anul ăsta? Da. Te bucur că a venit Moș Crăciun la voi în clasă? Da. I-ai scris o scrisoare? Încă nu. Dar o să-i scrii? Da. Și ce vrei să-ți aducă? Un telefon. Un telefon? La vârsta asta? Da. Păi ce să faci tu cu un telefon? Să mă joc pe telefon. Dar de ce nu te joci cu păpușile? Că sunt prea mare. A, da? Dar câți ani ai? 9 ani. Ioa? Din partea Asociației Umanitare Betel și a Primăriei Hunedoara aveți primit un cadou de Moș Crăciun și sunt sigur că i-ați primit și că ați fost cu minți, da? Da! L-ați și văzut, așa-i? Da! Și vă dorim sărbători fericite, o vacanță frumoasă. Când vă întoarceți din vacanță? În 6 bine, încă o dată la mulți ani și sărbători fericite! Mulțumim! Soarele rază din pătuși, florile d-arbe, și ne dă un colăcuș, florile, florile d-arbe, că măruca n-o făcut, florile d-arbe, și dărată n-o avut, florile, florile d-arbe, pe când zi dacă pătați,
școală și în viață. Este binevenită pentru elevii școlii noastre, pentru că, deși se află într-un cartier mărginaș, ei se bucură. Se bucură foarte mult pentru orice cadou primit. Este o bucurie în sufletul lor, mai ales că se află în preajma sărbătorilor de Crăciun, de iarnă. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim și dumneavoastră multă sănătate, liniște sufletească și sărbători fericite. I-ai fac cu minte? Așa, așa, așa. Așa, așa, așa? Da. Dar ce prostii faci? Câte date fac? Note bune ai? Da. Între. În Moș Crăciun crezi? Da. I-ai scris o scrisoare? Da. Și ce vrei să-ți aducă? Orice. Crezi în Moș Crăciun? Da. Și ce vrei să-ți aducă el? O boxă. O boxă? Păi ce să faci cu boxă? Să ascult muzică. Aduce daruri multe la fetiță și băiești. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, le-a fost între imposibile primămezi și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Foarte frumos. Cine n-a primit? Mâna sus. Cum? Ce ai primit? Mai este cineva care n-a primit cadou? Spatele un Crăciun fericit, o vacanță bine meritată. Să reveniți cu forțe proaspete în noul an școlar. Sunt sigur că ați fost cu mine, că ați învățat bine. Așa e? Așa e. Așa e, da? Și vă dorim să aveți succes în anul școlar pe care îl aveți în desfășurare. În timp ce le dăm cadourile, poate ne și colindați. Colindați. Sunt foarte bucuroși. Ai fost cu minte anul ăsta? Da, așa și așa. Crezi în Moș Crăciun? Da. L-ai văzut vreodată? Nu. Nu l-ai așteptat niciodată? L-ai așteptat, dar nu l-ai văzut? Da. I-ai scris o scrisoare? Niciodată. Da. L-ai văzut vreodată? Odată, la grădiniță. Da? Și ai fost cu minte anul ăsta? Așa și așa. Așa și așa. Te bucur că a venit în clasă să vă aducă cadouri. Mă bucur. Înveți bine? Eh.
Mi se pare o acțiune foarte bună. Școala numărul 1, gimnazia numărul 1 avea nevoie de așa ceva. Copiii noștri le mulțumesc din suflet celor care s-au implicat în acest program și noi, dascălii, vă mulțumim mult de tot. Acțiunea este binevenită, mai ales în condițiile în care pentru mulți dintre copiii școlii noastre probabil acesta va fi singurul dar pe care îl vor primi din partea lui Moș Crăciun. Mulțumim Asociației Umanitare Betel și îi așteptăm și în continuare cu astfel de acțiuni.